Pesta porcină africană se extinde în județul Dolj. Virusul a fost confirmat în 12 localități, iar în alte două există suspiciuni. Medicii sanitari veterinari au prelevat mai multe probe și așteaptă rezultatele. Până acum, în Dolj, peste 1000 de porci au fost omorâți. Autoritățile recomandă măsuri preventive de securitate în exploatații și îi sfătuiesc pe proprietarii de suine să anunțe imediat medicul veterinar orice caz de îmbolnăvire sau moarte a suinilor domestice și sălbatice de care au cunoștință.